cu un clip de promovare nisip fin, apă limpede și distracție garantată, Mamaia promite să fie anul acesta Saint-Tropez-ul de România. Ofertele pentru litoralul românesc se înmulțesc și nici nu este de mirare din moment ce prețurile devin tot mai atractive. În plus, oricât de multe ar fi de vizitat în alte țări, niciunde nu te distrezi ca în cluburile din Mamaia sau ca pe plaja de la Vama Veche. Deocamdată sunt ceva treburi pe aici și probabil în Vama, nu știu, să ne distrăm cu mai multe persoane, prieteni. Ferile din litoralul românesc sau... Românesc, normal. Adică e mai ok, distracție, mersul cu trenul până acolo și toate astea. Picunașul sau cu iahtul, vii pe biclă sau cu bacul, ma, o, ma, 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 ia. Trafic pe autostradă, toată lumea vrea să vadă, o, ma, o, ma, 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 ia. Agențiile de turism au scos deja la bătaie cele mai bune oferte. Trebuie spus că anul acesta trendul este într-adevăr litoralul românesc, iar pentru un sejur de 6 nopți la un hotel de 2 stele, o persoană poate scoate din buzunar puțin peste 700 de lei fără mâncare. La un hotel de 2 stele, pentru un buget mai restrâns, pe litoralul românesc plătim de la 280 în această perioadă. Cazări în această perioadă de la 280 de lei, cazare fără masă, pe 5 nopți de cazare pentru o persoană, este tariful. Pentru același tip de cazare, dar de data aceasta cu mic dejun pe litoralul grecesc, plătim până la 220 de euro. Un hotel de 2 stele în stațiunea Halkidiki, iar pentru litoralul bulgăresc, vorbim de stațiunea Nisipurile de Aur, un hotel de 2 stele, putem să plătim până la 200 de euro cu mic dejun. Am cam tot fost în fiecare an la noi pe litoral și e frumos și la noi, adică da, la un moment dat parcă mai vrei și o diversitate, să mai vezi și altă țară, să mai vizite și altceva. Toată lumea speră la mare. Ar fi ideal, dar vedem acum după posibilități. Anul acesta mie mi se pare că este căutat litoralul românesc. Probabil pentru că turistul nu mai investește atât în transport, probabil pentru că și litoralul românesc are servicii din ce în ce mai bune, au introdus și conceptul de all-inclusive, care este noutate pentru litoralul românesc. Plajele de pe litoralul românesc au fost căutate de turiști încă din luna mai, când hotelierii au venit cu pachete turistice avantajoase pentru cele 4 zile de vacanță. Până în septembrie putem ajunge toți la mare, mai ales că putem profita și de ofertele care vor apărea la final de sezon.